Engleza și româna sunt cele mai învățate limbi în rândul bălțenilor. În timp ce unii locuitori le vorbesc deja fluent, alții abia s-au apucat să le studieze. Mai mult, unii bălțeni știu și câte 3 sau chiar 4 limbi străine, dar sunt și dintre cei mai lenoși, care nu învață nici măcar limba de stat. Может быть, немного румынский, немного английский, ну так, кое-что. Их, чтобы изучать, нужно общаться, мне кажется, на этом языке, чтобы окружение было так, не получается, и времени нет. Ну, английский, наверное, на уровне школы. Все, наверное. Времени нет, желания есть. Молдавский, русский, чуть-чуть немецкий и чуть-чуть английский. Но это совсем по чуть-чуть. Ну, как-то не развивалось дальше. Хотелось бы, но немножко они... Не получается по времени. Limba rusă, franceză, o știu, leacă, engleză, pe locuri și deja română. Majoritatea bălținilor recunosc că studiază o limbă străină pentru a pleca la muncă peste hotare. Это, наверное, такая боль всех наших соотечественников. В связи с тем, что в мире многое поменялось, вообще, чем больше человек знает языков, тем лучше для него, я считаю. Сколько наших молдаван в Италии, в Португалии, в Испании. Это очень хорошо, когда знаешь языки, но не всем они даются. Ну, если ты хочешь путешествовать, работать за границей, надо знать. То есть это главный критерий, чтобы не сидеть дома, а зарабатывать за границей. La centrul de studiere a limbilor europene din Bălți, cele mai solicitate sunt engleza și germana. Dacă vorbim despre oameni maturi, mulți din ei vin din cauza ca să iau un job mai bun, așa condiția este să învețe limba engleză. Alții spun că simplu pentru ei, dar majoritatea spun că ca să plece, să emigreze în țările unde se vorbește limba engleză. Dacă vorbim despre adolescenți, respectiv mulți din ei vin din cauza că au nevoie pentru școală, să susțină examenul la bacalaureat, sau simplu pentru dezvoltare personală. Ziua limbilor europene este marcată începând cu anul 2001 și vine să încurajeze învățarea limbilor străine. În Europa se vorbesc 24 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară.